Am rămas la partea de optimizare a metadescrierilor și acum vom vedea cum să-l optimizăm. Am zis că o metadescriere bună dă șansa unui user să-și dea seama din rezultate căutare Google dacă merită sau nu să dea click pe site-ul nostru. În ce sens? Dacă el caută o expresie cheie anume și aceasta apare și în titlu, și în URL, dar și în descrierea unui site, metadescrierea unui site, atunci userul va avea șanse mult mai mari și este mult mai convins să dea click pe acel rezultat de căutare, adică pe site-ul nostru în speță. După care să luăm contul cheie și să expresia cheie în descriere, ceea ce este logic, trebuie să ne asigurăm că avem metadescrieri persuasive care să îndemne pe user să dea click, să avem un call to action de calitate și clar, adică dă click aici, află mai multe pe site-ul nostru sau afli detalii dacă citești blogul sau așa mai departe. După care, trebuie să ne dăm seama ce ar vrea un user să găsească pe pagina mea când face căutare pe Google. Din research-ul de cuvinte cheie ne dăm seama exact ce vor să găsească oamenii pe pagina noastră în funcție de conținutul nostru și în funcție de nevoile și dorințele lor și astfel putem să adăugăm o metodă de scriere cât mai persuasivă pe site-ul nostru, adică pe fiecare pagină în parte. După care, următorul pas în optimizarea on-page este să optimizăm subtitlurile. Este important să avem un subtitlu H1, deci H1 unic pe fiecare pagină în parte și unul singur, deci un singur H1 pe fiecare pagină în parte. Să adăugăm cuvintele cheie sau expresia cheie în subtitlu de pe pagină, de preferat la început, pentru a fi mai repede indexat către Google. Să avem subtitluri de tip H2 și H5, acele subtitluri mai mici, care pot să spargă contentul nostru mai multe subtopicuri pe care userul să fie interesat să le citească. După care în subtitlu putem adăuga variante cuvinte cheie sau expresii cheie, cum am zis, SEO semantic lucrează foarte bine în 2019 și noi trebuie să încasăm site-uri pentru mai multe cuvinte cheie pe aceeași pagină. După care să ne optimizăm URL-urile. Foarte important este să avem URL-uri de calitate, curate, adică să nu aibă semne de punctuație, vor fi semne scămării, semne întrebării, fiindcă vor fi greu de citit de către motoarele de căutare, dar și de către oameni. Trebuie să fie cât mai scurte URL-urile, de maxim 5 cuvinte, să avem expresia cheie în URL, să nu exagerăm cu dimensiunea URL-urilor să fie prea lungi, de 10 cuvinte, fiindcă Google nu le va indexa așa de bine, să fie în concurență cu contentul, cu titlurile și cu subtitlurile de pe pagină. Adică dacă avem un cuvânt cheie, să zicem Samsung S8 în Timișoara, să avem același cuvânt cheie, să zicem, în titlu, în H1, în content, dar și în URL. Fiindcă astfel Google își va da seama mult mai ușor despre ce se vrea pe acea pagină. După care să optimizăm imaginile, este important să avem imagini de calitate pentru că userul să-și dea seama exact despre produsul sau serviciul nostru, să vadă în detaliu produsul sau serviciul nostru, să le comprimăm cât mai mult pentru a reduce dimensiunea lor, pentru că calitatea site-ului să fie cât mai rapidă, să fie în concordanță cu titlul și contentul și așa mai departe, și să avem cuvântul cheie sau expresia cheie în alt tag, în filename, în caption și în descriere, pentru ca imaginea să fie și ele bine indexate de către Google. Și penultimul pas este să optimizăm viteza de încărcare. Pentru a oferi o experiență de utilizare cât mai plăcută pentru user, trebuie să ne asigurăm că avem un site care rulează foarte bine și care se încarcă rapid în nivel de browser sau device. Maxim 3-5 secunde pentru a se încărca complet o pagină. Trebuie să putem afla viteza de încărcare unei pagini folosind Google Page Speed Insights sau Pingdom sau GT Metrics. Astfel trebuie să avem un număr cât mai mic de scripturi, pop-up-uri, să ne asigurăm că imaginele de pe site sunt comprimate, cum am văzut în pasul trecut, și să ne asigurăm că avem o conexiune cu serverul foarte bună și că avem destul de resurse pe site, pentru ca serverul să ne țină site-ul să ruleze foarte bine. După care, datele structurate sunt ceva mai avansate, ele sunt mici bucăți de cod scrise în așa fel încât motoarele de căutare și Google să înțeleagă mai bine despre ce se vrea pe pagina noastră. Ele nu se văd de către om, sau uneori se pot vedea către om, cum ar fi acele recenzii, acea bucată de text care apare sub pagină, cu locație, număr de telefon și mai departe, funcție de tipul de date structurate. Și astfel, motoarele de căutare pot să citească doar codul din spatele unei pagini și să-ți dea seama cu ajutorul acestor date structurate despre ce este vorba pe pagină. Ele pot fi de tip articol, aici am scris greșit, recenzii, video sau rețete, sunt mult mai alte și mult altele care sunt importante pentru alte tipuri de afaceri. Acestea sunt cele mai des întâlnite. De aceea este important să optimizăm contentul on-page dacă vrem să ne clasăm bine în căutările Google.